Bun. Astăzi vă voi arăta cum faceți un filmuleț stop motion. Pentru început, vă va trebui aplicația Stop Motion Studio. Uitați cum arată. În care se găsește de pe magazin Play. Căutați aici Stop Motion. Și vă va apărea automat. Și prima aplicație va fi Stop Motion Studio. Ea mi-o arată deschide și dezinstalați, pentru că eu am instalat-o deja, dar vă va apărea pe instalați. Vedeți că aici sunt mai multe aplicații. Eu nu voi folosi niciuna dintre astea, pentru că aceasta este mai bună și mai simplă. După ce ați instalat-o, intrați pe ea și vă va arăta doar un filmuleț, acest filmuleț cu welcome. Vedeți unde e filmulețul bun, în locul lui va fi welcome și toate filmulețele pe care le vedeți aici nu vor fi. Eu am făcut mai multe, așa că mie mi le arată și vedeți, am destul de multe. Așa. Dacă vreți să-l vizionați, intrați pe el. Da. Dați aici. Pe play. Durează puțin până se încarcă, pentru că are 100 de imagini și 10% motion, 100 de frame. Am făcut și un filmuleț cu 100 de frame-uri și l-am postat pe YouTube. Dacă doriți să îl vizionați, îl puteți găsi acolo. După cum vedeți, a pornit. O 100 de frame-uri înseamnă 9 secunde. L-am făcut, după cum am aduc aminte, de 101. Pentru că am mai făcut un frame negru. Ca să creați un filmuleț, după cum vedeți cum am apăsat și eu, apăsăm pe New Movie. Apăsăm pe New Movie. Apoi apăsăm pe această cameră. Vedeți? Dar încă și setup to hero, încă nu ți-a adăugat o poză. Și niște lucruri foarte importante. Ce film? Începem cu cred. Dacă filmați cu un telefon sau cu o tabletă, adică este disponibilă pe telefon sau tabletă această aplicație Stop Motion Studio, dacă filmați este foarte important să nu mișcați dispozitivul. Este foarte greu să-l ține mișcat și de aceea eu utilizez un trepied. Nu contează ce trepied folosesc eu. Voi puteți să vă folosiți trepiedele voastre. Se strâng, se mai desfac așa. Acum apăsăm pe cameră. După cum vedeți, aici avem să focalizăm. Dacă apăsați pe butonul roșu, face o postă. După cum vedeți, două din două. Soltați, ne-a adăugat-o aici, prima postă. Și a doua este neagră. De vedeți, este neagră. De am zis că eu am adăugat la acel filmuleț de 100 de frame-uri încă una. 101, pentru că este una neagră. Această aplicație poate, de fapt vă pune un frame negru pentru încheiarea filmuletului. Dacă apăsați pe frame-ul, pe un frame, aveți eraser, audio, intră, merge, captură,
regăres din it. Dacă apăsăm pe eraser, trebuie să plătim, vedeți că e paint. Ce mai e? Movie effects. Ce mai e? Remote, camera, import images, și de fel că toate acestea. Eu nu am cumpărat niciunul dintre ele, pentru că sunt la începutul filmului. Că delete înseamnă că nu știu ce, și am apăsat și nu mai este. Vedeți? Ați auzit că și șters. Și acum ne arată imaginea aceea. Nu mai arată imaginea. Și trebuie să apăsăm pe camera. Eu am pus un Lego pe placă. Este din Lego Next. Apăsăm pe butonul roșu și face o poză. După cum am și zis. Așa. După ce ați făcut poza, să-i dați ușor mâna sau casca sau piciorul. Îi voi da mâna cu sabia. Dați puțin. Apăsați pe butonul roșu, apoi mai dați puțin. Apăsați pe butonul roșu, mai dați puțin. Și foarte important să vă mișcați. După aceea se va vedea foarte, nu se va vedea bine. Că nu am apăsat pe buton. Și așa că mai apăs o dată. Apoi, mai mișcăm, apăsăm, mișcăm, apăsăm. Eu voi continua cu camera oprită. Și voi continua. Am revenit. Am terminat filmulețul. Și acum vă voi arăta cum a ieșit. Apăsăm pe play și uitați. Este foarte sigur. Are 26 de frame. Cred că am spus ce sunt frame-urile. Dacă n-am spus, mai repet. Aceste imagini de la filmulețe se numesc frame. Și această aplicație aranjează de 5 frame-uri pe o secundă, dar noi de modifica asta apăsând pe acest buton de setare. 5 fps frame. Eu nu doresc să modific. Așa, acum vă arăt cum salvați filmulețul. Și cum îl denunți. Apăsăm peste geantă. Dați 26 frame-uri. 18 mb. Modifichez, adică modificare. Câteva clipe în urmă. Dăm pe My First Movie. Apăsăm la film după E. Și hai să spunem Omul Lego. Apăsăm pe Terminal. Pe OK și să modificăm. Arată omul Lego, că este primul filmuleț pe care l-am utilizat. Sunt pe omul Lego și avem aici această săgeată. Vedeți? Și avem Export Movie, animate GIF, o imagine, Flipbook, Project. Și noi vom apăsa pe Export Movie. Și avem Save As.
Llegamos a un botón de 15. Save as, que es el salvo. Shift, share, Vimeo, Vine, Instagram, Facebook, Messenger, Bluetooth, encargar en Google Foto, ahí podemos encargar, de Google Plus, la Dogas, la Maps, la Google, salvar en Drive, Actoide, Go, Goats, sí, YouTube, no puedo revisar la cuenta de YouTube, claro, y está muy complicado, sí, ah, pues, de YouTube de acuerdo, así que yo lo voy a salvar, vamos a pasar por si no me mudo. A ver, si se va a ser un lego, no puedo. Si a ver, se va a ser un overgo, Android, de Game, download, WhatsApp, Ways, Pictures, con Facebook, con Torca, Ten Church, Multart. Luego se va a un picture. So, un picture, si lo voy a salvar, la creencia de la captura. Gran, voy a pasar peor que sí, y este salvado. De hecho, este salvado con mi shin. Shin en la galería. Sabemos captura la ecran. Siempre captura la ecran. Sí, y este primo el maletz. Vă dați dacă apăs pe el, este foarte scurt. Îl dau aici. Sunt unele și mai scurte și nu am timp să scăm așa de repede, de exemplu, cum este acesta. Vedeți? Și nu am timp. Dar eu, dacă țin apăsat pe acesta, avem trimite. Că trimite sau pune și pe YouTube. După cum vedeți, este pus acum un titlu, îi spunem Lego Nexo Play, că așa-l cheamă pe acesta, în descriere, Lego, după cum vedeți avem doar 100 de litere, dar am pus doar 14. Confidențiate public, privat sau nelistat. Dar îl voi lăsa public. Așa putem adăuga o melodie sau să îl edităm cum vrem. Eu nu doresc asta, așa că voi apăsa pe adăuga. După cum vedeți, se pregătește 72. Se pregătește foarte repede acum. Procesul a început pentru că este foarte scurt. 95% procesat, gata de vizionare. Acest videoclip este gata de vizionare. Bine. Pa, pa.